după ce au atras atenția sătmărenilor cu două statui imense care ilustrează pe Amenhotep al III-lea și pe regina sa Tia, muzeografii au recreat într-una dintre sări un adevărat templu egiptean. Acum muncesc de zor pentru a recrea o cameră mortuară. Pot vedea o reconstituire a unui ambient funerar, o cameră mortuară, un templu funerar și legături cu prezentarea legăturilor oamenilor din epoca bronzului care au trăit pe meleagurile noastre cu lumea egipteană. Înainte să sosească exponatele, cei de la muzeu au primit obiectele de recuzită, iar instituția are o surpriză pentru vizitatori. Expoziția nu este deloc una obișnuită. Vorbim de foarte multă recuzită sosită de la Seghet și de foarte multă muncă depusă de către cei de la muzeu. În plus au sosit și elemente interactive. Copiii care vor vizita expoziția vor putea să reconstituiască imaginea dintr-un templu egiptean într-o serie de puzzle. În total, peste 150 de obiecte care datează din perioada regatului vechi și până la cel nou vor fi aduse de la mai multe muzee din țară. Printre ele, cel mai spectaculos element va fi un capac de sarcofag din lemn care necesită condiții speciale de transport și expunere. În jur de 150 de obiecte, mă rog, unele dintre sunt coliere, unele dintre care se compun din mai multe amulete, dar cel mai spectaculos poate este un capac de sarcofag din lemn din colecția Muzeului din Cluj, pictat, care necesită chiar o grijă aparte prin asigurarea umidității, este lemnul crapă foarte ușor, deci avem chiar mult de lucru și colegii de la istorie au chiar mult de lucru ca să asigure acest microclimat. Expoziția, care se va deschide pe 19 februarie, este prima de egiptologie organizată la Muzeul Județean.